Salut și bine v-ați întors pe canal! Dacă data trecută am vorbit cu un psiholog și cu un dermatolog despre problema acnei, astăzi vorbim cu un nutriționist. Sunt sigură că sunteți foarte curioase să vedeți ce ne spune. Hai să vedem! Astăzi suntem aici cu doamna Simona, nutriționist. Sunt sigură că erați nerăbdătoare să ascultați și răspunsurile la secțiunea asta de întrebări. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Bună ziua! O să intrăm direct în pâine și o să vă întreb întâi de toate, cum e cu ciocolata? Mâncăm, Da, ciocolata e delicioasă. Mâncăm 2 cubulețe de ciocolată dacă este de sursă organică și dacă nu are zahăr adăugat. Chiar este bună, chiar este benefică pentru organism în general. Dar dacă vorbim de o ciocolată cu mult zahăr, dacă vorbim de o ciocolată cu tot felul de creme, cu grăsimi adăugate, cu grăsimi trans în special, care sunt asociate cu creșterea și agravarea acnei, da, putem spune că ciocolata poate să ne dăuneze. Deci gata, trist. Cu cofetările. De ce? Dar consumăm foarte, foarte puțin, ne facem pofta, nu? Și în felul acesta o să fim și mai fericiți că o să avem mai puține acne. Am înțeles. Deci se leagă de următoarea întrebare, care era dacă dietele antiacneice putem să băgăm ceva dulciuri. În frigider, da. Da, putem să le băgăm la frigider unde vrei, dar dacă vrem să le mâncăm, trebuie să ne gândim la următorul lucru. Tot ce înseamnă prăjitură conține mult zahăr. Pe lângă zahăr mai conține și făină albă rafinată. Zahărul deja este rafinat, ultra rafinat el. Mult zahăr duce la o creștere a insulinei, a secreției de insulină, care este asociată direct prin mai multe studii cu agravarea acnei. Și în al doilea rând, zahărul favorizează creșterea și înmulțirea bacteriilor. Și în acnee ne putem confrunta cu această problemă. Să fie și de cauză bacteriană sau cel puțin să facă suprainfecție bacteriană. Și atunci, de ce să le dăm substratul cu care să se hrănească, când putem să avem grijă să ne echilibrăm, să spunem, să ne ponderăm. Și să ne gândim să optăm pentru dulciuri sănătoase, pentru că există destul de multe variante de dulciuri sănătoase, fără să ne facă rău. Cum, poți să-mi dau câteva exemple? Păi, în loc de făina albă clasică, poți să folosești făină de hrișcă, dar trebuie să ți le prepari singură. Da. Păi, dacă vă place să stați în bucătărie, there you go. Exact. Sau dacă ne plac dulciurile, găsim soluții întotdeauna. Avem alte tipuri de făină care sunt sănătoase. Într-o cantitate mai mică, putem opta pentru fructe, de exemplu, și știm ce am pus acolo. Cremele, dacă le facem pe stilul sănătos, nu folosim tot felul de produse din acestea care se folosesc în patiserie și nu sunt chiar de cea mai bună calitate. De exemplu, sunt acele derivate de smântână care sunt foarte încărcate în grăsimi trans și nu ar fi o opțiune foarte bună. Dar pentru produsele de patiserie fac obiectul unei calități crescute din punct de vedere al texturii, din punct de vedere al gustului, și atunci ele pot fi folosite. Însă acasă cu siguranță vei opta pentru ceva simplu, cu ingrediente sănătoase și cât se poate de puțin dulce. Nu trebuie să pui zahăr, poți să optezi pentru un îndulcitor natural. Există diverse tipuri de îndulcitori naturali care au până la 0 calorii sau chiar foarte puține calorii și nu modifică gustul. Avem opțiuni, dar trebuie să ne gândim, trebuie să fim inventivi. Despre asta este vorba. O problemă nu este o problemă în momentul în care noi am găsit soluția. Și dacă noi vedem ceva, de exemplu un obstacol, nu putem să mâncăm dulciuri pentru că ne favorizează acnea, hai să găsim soluția, hai să fim inventivi, hai să căutăm, dacă nu ne gândim noi, căutăm pe internet și sunt sigură că sunt alții care s-au gândit și
în felul acesta avem atâtea opțiuni. Uite, eu de exemplu, când am poftă de ceva dulce, iau un iaurt grecesc și pun o linguriță sau jumătate de linguriță de miere în el. Ok? Mierea este sănătoasă, deși este foarte dulce, are acel complex denumit apicol, care într-adevăr aduce beneficii. Dar iaurtul grecesc depinde, nu neapărat grecesc, orice tip de iaurt. Lactatele sunt asociate cu o agravare a acnei. Vorbim de lactate de mai multe tipuri. Integrale, cu grăsimi destul de multe, sau degresate total. Cele la mijloc sunt bune. Cele degresate total au adaos, în marea lor majoritate, adaos de zahăr ca să poată suplini efectul de retragere a grăsimilor, care duce la un gust foarte fad. Și atunci nu pot fi consumate. Ce face? Dăm pe mere ce luăm pe pere sau cam așa ceva. Deci, lactatele cam lactatele cu... trebuie să consumăm în general mai puține, mai ales în perioada în care avem acnee, deși lactatele sunt parte dintr-o viață sănătoasă și echilibrată, dar trebuie să optăm pentru acel tip de produs lactat care este la mijloc. Nu este nici integral, dar nici degresat total. Asta voiam să zic, trebuie să ne uităm după procentajul de grăsime, exact, care exact. Trebuie să fie cam cât. De exemplu, în cazul iaurtului, 1,5-2%. Am înțeles. Chiar 2% are. 2%. Bun. Păi și dacă toți suntem la capitolul ăsta, care sunt alimentele care fac rău? Și după aia pe care trebuie să le consumăm. Și cele care fac bine. Da. Alimentele mai puțin indicate în acne, în patologia acnei, sunt cele care nu trebuie să ne agraveze situația. Și anume, vorbim de alimente cu multe grăsimi trans. Le putem găsi în mezeruri, le putem găsi în carnea foarte grasă, le putem găsi în tot felul de produse rafinate, preparate, industrial, care mai au și adaosuri de aditivi, de euri. Ciocolata, dacă este acel tip de ciocolată de care îți povesteam mai devreme, multe dulciuri, în special cele care sunt la fel de procesate industrial, și conțin și mult zahăr. Vorbim de alimentele care conțin mult iod, iod adăugat. S-a demonstrat că există o relație directă între sarea iodată și agravarea acnei, deși noi trebuie să ținem cont că ne trebuie și o cantitate de iod, putem să o luăm și din surse naturale, dar și din sare. În multe regiuni sunt acele regiuni endemice, cum se spun, poți să faci gușă. Și atunci acesta este principiul prin care sarea s-a îmbogățit cu iod. Dar trebuie să avem grijă cât de multe sare cu iod și în general cât de multe sare consumăm. Putem să optăm pentru o sare care are mai puțin iod, cum este sarea marină, care este și foarte sănătoasă și mai conține și minerale pe deasupra. Aceasta am vorbit de grăsim, să menționăm și sucurile carbogazoase îndulcite, care la fel în exces pot duce la favorizarea, la agravarea acnei. Și aș mai putea să mă mai gândesc la câteva produse. Ceea ce este nesănătos, și noi deja ne-am făcut o mentalitate în care am catalogat alimentele ca fiind sănătoase și mai puțin sănătoase. Noi trebuie să evităm pe cât este posibil acele alimente care sunt mai puțin sănătoase. Trebuie să ne reorientăm, trebuie să ne schimbăm atitudinea față de viață și de mâncare, pentru că ceea ce mâncăm, aia avem în structura noastră. Trebuie să mergem către alimente mai de calitate și, bineînțeles, putem să optăm pentru o cantitate mai mică. Nu trebuie să mâncăm mult și de calitate slabă, putem să mâncăm mai puțin și de calitate mai bună. E bine, mezeluri mănânc, carne am cam redus sau sucuri nu beau.
Carnea este bună și pentru că ne aduce proteine, carnea grasă. De pește nu trebuie să uităm pentru că este bogat în grăsimi sănătoase și atunci ne ajută în echilibrarea balanței dintre colesterolul bun și colesterolul rău și atunci, bineînțeles că o să avem mai multă forță să luptăm împotriva acnei. Bun, deci acum că mi-ați spus că trebuie să mâncăm pește, intrăm în categoria de alimente pe care trebuie sau putem să le mâncăm. Nimic nu trebuie în viață, dar ar fi mai bine. E indicat. Este mult mai indicat. Da, peștele este unul dintre alimente. Avem avocado, avem nucile. Să ne orientăm spre alimente care conțin grăsimi bune. Le găsim pe internet, sunt fel de fel de liste, sunt la îndemâna oricui în ziua de azi. Putem să optăm pentru pește, nuci, avocado, am spus, putem să optăm pentru fructe și legume. Ne interesează culorile portocaliu și roșu, în special pentru acnee. Nu uităm de verde. Nu uităm de un consum mai mare de fibre ca să putem să aducem un plus sănătății intestinale, să procesăm mai bine, să eliminăm mai multe toxine și în felul acesta sănătatea noastră se va vedea chiar la nivelul feței. Pentru că acnea este o boală a pielii. Pielea este un organ. De fiecare dată când noi mâncăm, se va răspândi asupra întregului organism. Și dacă pielea este un organ, organul care se vede, poate ea încearcă să ne spună totuși ceva. Este o problemă. Vorbind de acnea la vârsta adolescenței, e clar că acolo sunt mecanisme diferite. Sunt fiecare persoană probabil are o anumită cauză de apariție a acnei, dar putem să optăm să nu o agravăm. Putem să ne ajutăm să, să îmbunătățim calitatea pielii în general. Și asta putem face doar prin alimentație sănătoasă. Bun, și acum aș fi vrut să mă întreb o chestie pe care am întâlnit-o frecvent în comentarii. Fetele mă întreabă dacă punctele acelea de grăsime au vreo treabă cu acnea sau apar de la alimentație sau care e povestea cu ele? Hey, punctele acelea de grăsime sunt puncte de colesterol. Atunci când avem acele puncte de grăsime, trebuie să mergem să ne investigăm pentru că s-ar putea să avem un colesterol total sau măcar cel rău mai mare și exact cum spuneam, pielea reacționează și spune ceva. Vezi că ai colesterolul mare sau vezi că mănânci prea multe grăsimi. Du-te și verifică-te. Exact. Deci trebuie să ținem cont de ceea ce ne spune organismul. E clar că dacă ai mâncat într-o seară, într-o zi ceva nesănătos și a doua zi observ că ai măcar 3-4 coșuri în plus, probabil ceea ce ai mâncat și-a făcut de cap. Și atunci trebuie să ții cont. Dar este individual. Fiecare trebuie să vă gândiți și să fiți atenți atunci când mâncați ceva anume, dacă se întâmplă ceva cu organismul vostru, în special dacă se agravează sau nu acnea. Da, păi asta se cam întâmplă de Crăciun. Cam se întâmplă, se întâmplă, exact. Sărbători. Deci care treabă acum? Stați! Bine, păi asta a fost discuția noastră de astăzi. Îmi pare bine că am avut ocazia să dezbatem pe larg așa întrebările fetelor. Sper că a fost educativ pentru voi și că ați aflat lucruri interesante. Eu acum mă duc acasă să vă ceam în frigider și trebuie să arunc și trebuie să păstrez. Și ne vedem într-un nou clip. V-am pupat! Pa, pa!